când vreau să sunt. Uitați-vă cât de frumos arată la 70. Eu azi mă uit. În frigidier? Eu azi mă uit tot seara astăzi la doamna Gafer și-o prijă să pup ca să semăn și eu așa cu dânsa la 70. Să arăt și eu așa de frumos. Maria, ce oare ce mă numesc? Da, ești deșept. Te urmărim în teată dimineața și Ecto, dar și plâi și zonul. Emoțiile. Emoțiile. A, ia ta și vrei acolo să faci video. A, ia uite, întoarce acolo ecranul, galmec nu-ți vede. Mă pșem și eu aleag acolo. Așa, bine, dragii mei, bună seara aici la Băciua, e bine v-am găsit. Să vă dau darurile. Scaut și cu de aur și cu argint, că așa se arată bogăția, cum ați vrut? Uitați ce coș frumos, doamna, da, pentru dumneavoastră. Uitați-vă ce coș, uitați-vă și... Lasă bani de ce revin în coacă, așa e mai important. Da. Uite cât de frumos și cu rochia îți potrivește, ați văzut? Ai văzut? Și uitați-vă. Un tort așa frumos. Aici treci omletul. Я кажу, что ты куаур? Ты ты яурит, а еще и... Ну, он не мерит, не требует. Да, да, да. Наша цены стоят, что-то тут на снах цены смолты. Мы на шапку не цели, бак, а снов сказать на его. Понял, не так, Коло, Аша. Аша, бин. Аша, гата, тут он дарит. Vin în coașă, doamna Gafie, mai aproape. Las că lângă soț ai stăi mai de seară, dar amu e vin lângă mine. Așa. Vreau să te întreb. Cam vă pșeteți toți. Cine m-a trimis aici la dumneavoastră în casă? Cred copiii. Așa, nu plânge. Ce s-a întâmplat? Eu vă îmbrățișez, des, vă îmbrățișez. Eu vă spun că eu vreau așa să arăt și eu ca dumneavoastră. La 70, la 80, am fost nu de mult la o femeie, tot 70 mai tinc. Și tot așa frumoasă, nu știu, unde s-a păstrat femeile astea, bravo! Asta e un exemplu foarte bun pentru noi, nu și bășiți, dar e normal, nu plângeți. 70 de ani, mămică, astăzi te felicităm. Ești atât de bogată, cu 4 copii, 2 fete și 2 băieți, care ți-o dăruit și nepoate, și nepoți, și două strănepoate, de care foarte mândră ești. Sunteți un exemplu demn pentru noi. Ne-ați ajutat și ne-ați pus la cale. Avem familii cu toți, suntem fericiți datorită sfaturilor tale. Ați trecut împreună cu tata prin greu și prin ușor. Sunteți niște părinți de admirație toată, un exemplu frumos tuturor. Astăzi dorim să vă bucurăm cât de puțin așa sufletele și acest mesaj vă dedicăm cu recunoștință multă. Din păcate n-am putut veni acasă să fim prezenți la sărbătoare, dar te fericităm din depărtare, mamă dragă, te iubim atât de tare. Scumpă mamă, la mulți ani, tot ce-ți dorim îi străiești veșnic, mult sănătate să ai și Dumnezeu să ne protejeze de primejdii. Dispoziție bună, iubire necondiționată și cât mai mult prosperitate. Te felicităm, mămică dragă, îți dorim succes în toate. Cel mai important este să-ți tu bine, pentru că meriți tot ce-i mai bun. Îți dorim tot binele din lume și multă lumină în al tău drum. Îți dorim ca inima ta să fie sursă de miracole și întotdeauna plină de bucurii, iar zâmbetele zilei să te încălzească în cele zile mai puțin bune, fiindcă fiecare clipă trebuie să-ți aducă armonie. Să ai cele mai frumoase momente lângă tătică noastră. Așa. La mulți ani, scumpă mămic, te cuprind cu drag copiii și nepoții. Aduce mulțumiri pentru ambii părinți. Mă rugați și pentru tata să spun câteva cuvinte, fiindcă noi copiii suntem de voi mândri și dacă ceva am greșit, vă rugăm să ne scuzați de tot sufletul. Este dureros pentru noi că suntem împrăștiați prin lume și nu putem fi lângă voi să stăm la masă împreună. Scuzați că stau cu spate. Vă cuprindem cu mult dor, multă sănătate, vă dorim la amândoi și la tata și iertați-ne că suntem departe. Felicitarea vine din partea copiilor și nepoților, copiii Caterina, Aurica, Vitalii și Valeric.
Așa, trei flăcări, sau doi, aha, doi băieți și două fete. Așa, parcă e la comandă specială așa. Așa, așa și trebuie, bravo, eu vă fericit în suflet. Sunteți o familie cu toată admirația, mă bucur pentru dumneavoastră și am simțit mare iubire. În primul rând, mesajul care a fost trimis de la Ecaterina, cu ea am vorbit, dar aici mai mulți complici care m-au ajutat să ajung. Asta-i Nora. Așa, și Nora, Goradicuța. Și asta-i nepoată. Dar iubirea am simțit și în ochii aceștia dumneavoastră, care tot surpriză și tot cuvintele, tot poezie o plâns. Eu vă îmbrățișez și vă doresc mulți ani înainte, sănătate, liniște, sufletească. Și noi înregistrăm acest moment pentru amintirea dumneavoastră. Ce vreți să le spuneți? Să le poți strigi. Maria, dar vă 100 de ani la vreau să le doresc și copiilor noștri mulți ani, toți fericiți, să aibă grijă de copiii lor și să-i bună Dumnezeu să-i aibă în pază, oriunde nu și, oriunde nu tot găsim. Să ajungă și la vârsta noastră și să treacă de vârsta noastră. Să ajungă să-și pui copiii la cale și să-și bunești, străbunești și așa cum am mai jos noi. Dar nu uitam, Dumnezeu câte zile ne le-a dat să fie pe loc. Așa. Mulțumesc lor la toți copiii, că nouă noi ăștia Dumnezeu și-am crescut, i-am pus la cale. Și toate, poate, mă rog, ca bătrân, mai greșești, mai zici, dar să ne iert și pe noi. Toți greșesc și toți să iartă, e vorba aceea. Trebuie principalul de iertat și de la timp de cer scuză, cum spune. Așa. Я тебе еще тебе ворколита сюрприза. Я не понимаю. Я вам уже стивет, как мне тебе сборбешь. Я не понимаю. Я сюда барба. Ты ворколита в голову. В первую очередь, благодарю Марии Чорище, что... Eu îți prăjești de Cata Sara, că n-are unde cânta și îmi plădneuva e pe Republică. Și să cânt și ți le aud. Mulțumesc. Vocea e. Ai, da, mă gine. Eu am gine, că eu leacă muzică, înțeleg. N-am devenit muzicant, că nu mi-a fost soartă. Familia a fost grea. Și până la urmă să vadă, că și... Că nu a luat doză după atât două bani. Eu bate, eu nu ne așa la toți oameni dorim să ajungă la vârsta noastră și la ești tineri. E cam greu, ne-a chinuit, așa zici, pe Moldova se ne-a chinuit, dar o viață întreagă până în ea și bine că am ajuns la vârsta asta, e mărșoară, e bun. Și înainte dorim la toți mult sănătate și vouă, și toți, și că, Doamne, minte la guvern, și oamenii ăștia care au sosit, ați venit anul seara, mulțumim. Băieți, trăim la mulți ani, noroc și sănătate și la tăți. Multă, mult sănătate și fericire. Bravo! Haideți să aplaudăm așa!